acești pași pe care i-am făcut pe jos de la Iclod încoace, gândindu-ne la Preasfânta Fecioară și în mod special la icoana Maicii Domnului Făcătoare de Minuni de la Nicula, pictată de preotul Luca din Iclod, noi prin acești pași ne-am dorit să însemnăm pământul țării noastre, să-l însemnăm cu prezența protectoare a Maicii Domnului, în așa fel încât răul să nu pătrundă și să îi spunem răului acestuia că noi avem o stăpână, noi avem o stăpână care ne însuflețește, ne cheamă și ne oferă și ne indică un drum foarte limpede, drumul păcii lui Hristos, pentru că testamentul Maicii Domnului este acesta: faceți tot ceea ce El vă va spune. Să ajungem bine aici, dar mai ales că acum în mod solemn, ea este cea care ne spune: bine ați venit la mine acasă, și ne oferă acest cuvânt care aduce tihna cea bună. Îi mulțumim ei pentru darul pe care ni l-a făcut, pentru ajutorul pe care ni l-a dat și îi suntem recunoscători și pentru faptul că am reușit să reînodăm această tradiție, iată, care 2 ani la rândul a fost întreruptă din motive obiective. Îl pomenim pe Preasfințitul Vasile în mod deosebit astăzi, pentru că dânsul este asociat acestui pelerinaj. Dânsul a fost inima acestui pelerinaj. Și dumneavoastră, frățile voastre care veniți de an de-a rândul la acest pelerinaj, ați venit și datorită inimii sale bune,
care a însemnat atracție spre această lucrare frumoasă, această râvnă manifestată în sensul cel mai bun. Așa că avem și această nădejde în plus că Preasfințitul Vasile de acolo, de sus, de unde este foarte aproape de Dumnezeu, ne privește cu drag și este în mijlocul nostru ca și cum ar fi fost cu timp în urmă, bucurându-se de aceste momente frumoase pe care le trăim noi astăzi aici.